Capitolul 11. Misterul transmutării energiei sexuale. Al zecilea pas care conduce către îmbogățire. Semnificația cuvântului a transmuta este următoarea. A schimba sau a transforma un element ori o formă de energie în alt element sub altă formă de energie. Emoția sexului conduce întotdeauna la o anumită stare de spirit. Din cauza ignoranței oamenilor, această stare de spirit este asociată de cele mai multe ori cu corpul fizic. Altfel spus, din cauza cunoașterii lor incorecte referitoare la sex, oamenii au ajuns să își lase mintea influențată de partea pur fizică a acestuia. Emoția fundamentală a sexului are la bază trei energii potențiale, constructive, și anume 1. perpetuarea speciei, 2. menținerea sănătății din punct de vedere terapeutic, sexul reprezintă un remediu fără egal, 3. transformarea mediocrității în geniu prin procesul de transmutație. Transmutarea energiei sexuale este simplă și ușor de explicat. Ea se referă la înlocuirea gândurilor asociate cu expresia fizică a sexului cu gânduri având o altă natură. Dorința sexuală este cea mai puternică dintre dorințele omului. Atunci când sunt mânați de această dorință, oamenii dau dovadă de o imaginație deslănțuită, de un curaj nebunesc, de o putere a voinței, o perseverență și o capacitate creatoare pe care în mod obișnuit nu le manifestă. Dorința sexuală este atât de puternică și de mobilizatoare, încât oamenii își pun adesea în joc chiar viața și reputația de dragul de a-și de o satisface. Dacă este controlată și orientată într-o altă direcție, această forță uriașă își păstrează toate atributile, imaginația, curajul, putându-se transforma astfel într-o forță creatoare. Copleșitoare ce poate fi folosită în literatură, în artă sau în orice altă profesiune, ori domeniu al vieții, inclusiv pentru acumularea de avere. Transmutarea energiei sexuale presupune exercitarea unei mari puteri a voinței, dar te asigur că răsplata obținută este pe măsură. Dorința sexuală este născută și naturală. De aceea ea nu poate și nu trebuie să fie suprimată sau eliminată. În schimb, ea poate fi redirecționată către alte forme de expresie care îmbogățesc trupul, mintea și spiritul omului. Dacă nu este direcționată în acest fel prin transmutare, ea se va manifesta exclusiv prin canalele fizice ale corpului. Un râu poate fi îndiguit, iar apa lui poate fi controlată o vreme, dar mai devreme sau mai târziu el va forța o ieșire. Acest principiu se aplică și forței sexuale. Aceasta poate fi controlată și reprimată o vreme, dar natura ei o determină să-și caute întotdeauna mijloace de expresie. Dacă nu este transmutată într-un efort creator, ea își va găsi alte mijloace de expresie mai puțin meritorii. Fericit este acela care a descoperit cum își poate transmuta energia sexuală, dându-i o formă creatoare, căci în acest fel el s-a ridicat practic la statutul de geniu. Studiile științifice au condus la următoarele concluzii extrem de semnificative. 1. Oamenii cu realizări foarte mari au o natură sexuală foarte dezvoltată, dar ei au învățat arta transmutării sexului. 2. Oamenii care au acumulat averi foarte mari sau care au obținut recunoașterea întregii lumi în domenii precum literatura, arta, industria, arhitectura și celelalte profesiuni au fost de regulă motivați de influența unei femei. Cercetările care au condus la aceste descoperiri uimitoare au avut în vedere bi bi biografiile unor oameni care au trăit în ultimii 2000 de ani. În toate cazurile în care există dovezi concrete referitoare la viețile marilor oameni, de ambele sexe, acestea indică dincolo de orice îndoială faptul că acești oameni au avut o natură sexuală foarte puternic dezvoltată. Emoția sexuală este o forță irezistibilă căreia nimic nu i se poate opune și în niciun caz un biet corp cei care se lasă conduși de această emoție, capătă acces la o superputere care îi mână către acțiune. Dacă vei înțelege acest adevăr, vei realiza și semnificația afirmației făcute mai devreme, potrivit căreia transmutarea sexuală poate ridica omul la statutul de geniu. Emoția sexuală conține secretul oricărei capacități creatoare. Dacă distrugi glandele sexuale ale unui om sau ale unui animal, tu îi tai practic principala sursă de alimentare cu energia acțiunii. Dacă dorești să te convingi de acest lucru, observă ce se întâmplă cu animalele atunci când sunt castrate. Un taur devine la fel de docil ca o vacă atunci când îi sunt înlăturate organele sexuale. Masculii din orice specie, inclusiv oameni, cărora le sunt suprimate organele genitale, își pierd orice instinct al luptei. Modificarea are efecte comparabile și asupra femelelor. Cei 10 stimuli mentali. Mintea umană răspunde la stimuli exteriori care o pot ridica pe frecvențe foarte înalte de vibrație, precum cea a entuziasmului, cea a imaginației creatoare, cea a dorinței arzătoare. Stimulii la care mintea reacționează cel mai ușor sunt: 1. Dorința de exprimare a energiei sexuale, 2. Iubirea. 3. Dorința arzătoare de putere, de faimă sau de bani, de câștiguri financiare. 4. Muzica. 5. Prietenia dintre persoanele de același sex sau dintre persoanele de sex opus. 6. Constituirea unui grup de consultanță alcătuit din doi sau mai mulți oameni care se aliază în vederea unui progres spiritual sau temporal. 7. Suferința prelungită, cum este cea experimentată de oamenii persecutați. 8. Autosugestia. 9. Teama. 10. Narcoticele și alcoolul. Dorința de exprimare a energiei sexuale se află pe primul loc în lista stimulilor mentali. Eficiența ei în procesul de dinamizare a vibrațiilor minții și de pornire a motorului acțiunii fizice este incomparabilă opt din stimulii enumerați mai sus sunt naturali și constructivi doi dintre ei sunt distructivi ți-am prezentat această listă cu scopul de a ți permite să faci un studiu comparativ între principalele surse de stimulare mentală dacă vei face acest studiu, îți vei da seama cu ușurință că emoția sexuală este de departe cea mai puternică și cea mai intensă dintre toți stimuli mentali. Această comparație este absolut necesară, întrucât stă la baza afirmației făcute mai devreme, potrivit căreia transmutarea energiei sexuale poate ridica omul la statutul de geniu. Pentru a înțelege și mai bine această afirmație, să vedem în continuare care sunt atributele unui geniu. Un glumeț a spus odată că genul este un om care poartă părul lung, mănâncă lucruri ciudate, trăiește singur și servește drept țintă ideală pentru toți făcătorii de glume. După părerea mea, o definiție mult mai corectă a genului ar fi următoarea: un om care a descoperit cum își poate amplifica vibrațiile minții până dincolo de pragul care îi permite să comunice direct cu sursele de cunoaștere care nu sunt disponibile minților ce vibrează pe frecvențele obișnuite ale gândirii. Orice om care gândește va dori să pună întrebări suplimentare referitoare la această definiție a geniului. Prima întrebare ar fi probabil. Cum poate comunica cineva cu sursele de cunoaștere care nu sunt disponibile pe frecvențele obișnuite ale gândirii? O altă întrebare ar fi, există surse de cunoaștere disponibile numai geniilor? Și dacă da, care sunt aceste surse și cum se poate ajunge la ele? Voi oferi în continuare dovezi care susțin corectitudinea cărora. Câtorva dintre cele mai importante afirmații făcute în această carte. Sau cel puțin care te pot conduce la obținerea propriilor tale dovezi prin experiență directă. În același timp, voi răspunde și la cele două întrebări de mai sus. Genul se dezvoltă printr-un al șaselea simț. Realitatea celui de-al șaselea simț nu mai poate fi disputată astăzi de nimeni. Acest simț este ceea ce eu numesc imaginația creatoare. Mare majoritatea oamenilor nu folosesc niciodată facultatea imaginației creatoare de-a lungul în întregii vieți sau, dacă o folosesc, fac acest lucru doar accidental. Există un număr relativ mic de oameni care își folosesc în mod deliberat și conștient această facultate. Cei care își folosesc în mod voluntar facultatea imaginației creatoare și care înțeleg funcțiile sunt numiți genii. Facultatea imaginației creatoare este puntea directă de legătură între mintea limitată a omului și inteligența infinită. Toate așa numitele revelații religioase și toate descoperirile unor principii de bază sau noi în domeniul inventicii se datorează facultății imaginației creatoare. Atunci când prin mintea omului trec idei sau gânduri cunoscute popular sub numele de inspirații, acestea provin dintr-una sau mai multe surse din cele enumerate mai jos. 1. Inteligența infinită. 2. Propria minte subconștientă, în care sunt înmagazinate toate impresiile produse de simțuri, și toate gândurile care au trecut vreodată prin creier în urma unor impulsuri generate de cele cinci simțuri. 3. Mintea unei alte persoane, care tocmai a emis un gând, o imagine, o idee sau un concept, prin gândirea sa conștientă. 4. Mintea subconștientă a altor persoane. Nu există alte surse cunoscute din care să provină ideile inspirate. Imaginația creatoare funcționează cel mai bine atunci când mintea vibrează pe o frecvență extrem de înaltă datorită unui stud stimul mental, altfel spus atunci când mintea funcționează pe o frecvență mai înaltă decât cea a gândirii obișnuite. Atunci când creierul este stimulat prin trunul sau mai mult stimul din lista celor 10 oferită mai sus, mintea individului se poate ridica mult deasupra orizontului ei obișnuit, permițându-i acestuia să aibă acces la gânduri de o calitate care nu este disponibilă pe planurile inferioare, cum ar fi cele specifice rutinei de zi cu zi din momentul afacerilor sau profesional. Atunci când se înalță pe acest nivel superior de gândire cu ajutorul unui stimul mental, individul se află practic în aceeași poziție ca și omul care se înalță de la sol cu un avion, putând vedea lucruri care depășesc cu mult orizontul sau vizual obișnuit, cel de la sol. Mai mult, atâta timp cât rămâne pe acest nivel superior de gândire, individul nu se mai simte limitat de stimulii care îi întunecă viziunea atunci când se luptă cu problemele vieții obișnuite, cum ar fi asigurarea nevoilor fundamentale ale hranei, îmbrăcăminții și adăpostului. El se înalță într-o lume mentală în care gândurile obișnuite de zi cu zi dispar ca prin farmec. La fel ca și idealurile și înălțimile care blochează orizontul vizual atunci când ești la sol, dar care dispar din fața ta atunci când te ridici de la sol într-un avion. Atunci când individul se află în acest plan exaltat al gândirii, facultatea creatoare a minții sale capătă o mare libertate de acțiune. Cel de-al șaselea simț este astfel eliberat și devine receptiv la idei la care mintea individului nu ar putea avea acces în circunstanțe obișnuite. Al să le este acea facultate care face diferența între un geniu și un om obișnuit. Facultatea creatoare devine cu atât mai lucidă și mai receptivă la celele vibrații care își au originea în afara minții subconștiente a individului, cu cât această facultate este folosită mai intensiv și mai conștient de individ care îi solicită tot mai frecvent impresii și gânduri elevate. Această facultate nu poate fi cultivată și dezvoltată decât prin uz direct. Așa zisă conștiință a omului operează în întregime prin intermediul facultății celui de-al șaselea simț. Mare artiști, scriitori, muzicieni și poeți își datorează în totalitate măreția și faima capacităților de a asculta mica voce interioară care le vorbește prin intermediul imaginațiilor creatoare. Toți oamenii înzestrați cu o imaginație bogată știu că cele mai bune idei le vin atunci când sunt inspirați. Există în America un mare orator care nu vorbește niciodată cu ochii deschiși și care se bazează în întregime pe facultatea imaginației sale creatoare. Întrebat de ce își închide ochii atunci când se află la apogeul discursurilor sale, el a răspuns: Fac acest lucru pentru a auzi mai bine ideile care îmi vin din interior. Unul dintre cei mai de succes și mai cunoscuți finaliști din America are același obicei de a-și închide ochii cu două-trei minute înainte de a lua orice decizie. Întrebat de ce procedează astfel, el a răspuns, atunci când îmi închid ochii am acces la o sursă de inteligență superioară. Regretatul Dr. Elmer Gates din uh, Heavy Chase, Maryland, a inventat mai mult de 200 de patente utile pentru uh, multe dintre ele uh, elementare, folosindu-se de același proces de cultivare și folosirea facultății sale creatoare. Metoda pe care o folosea este de deopotrivă interesantă și semnificativă pentru cel care dorește să atingă statutul de geniu, categorie căreia Dr. Gates îi aparținea fără nicio îndoială. Deși s-a făcut foarte puțină publicitate, Dr. Gates a fost, fără doar și poate, unul dintre cei mai mari oameni de știință ai întregii lumi. În laboratorul său de, uh, se afla ceea ce el numea camera de comunicare personală. Aceasta era o încăpere izolată, fonic în care toate luminile puteau fi stinse. În cameră se afla o măsuță pe care se afla un teanc cu foi de hârtie. Pe peretele din fața mesei se afla întrerupătorul care controla toate luminile din cameră. Ori de câte ori Dr. Gates dorea să se raporteze la forțele la care avea acces prin intermediul imaginației sale creatoare, el intra în această cameră, se așeza la masă, stingea toate luminile și se concentra asupra factorilor cunoscuți ai invenției la care lucra. El rămânea în această poziție până când în minte începeau să-i apară idei asociate cu factorii necunoscuți ai invenției sale. Odată ideile i-au venit atât de rapid, încât i-a luat trei ore ca să le noteze pe toate. Când în sfârșit fluxul de gânduri s-a oprit, el și-a examinat notițele și a constatat că acestea conțineau descrierea detaliată a unor principii care nu fusese redescoperite de lumea științifică. Mai mult, notițele conțineau răspunsul precis la problema pe care încerca să o rezolve. În acest fel, Dr. Gates a completat peste 200 de patente care au fost începute, dar lăsate neterminate de diferite creiere, numai pe jumătate conectate la sursa superioară. Dr. Gates și-a câștigat existența vânzând idei indivizilor și corporațiilor. Câteva zile din câteva din cele mai mari corporații din America i-au plătit sume la oră substanțial numai pentru asta și a avea idei.